Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou vlog. În acest vlog vom spune părerea mea despre începerea școlii. După cum știți, astăzi a început școala și unii de voi știți fericiți, alții nu. Dar eu sunt de părere că școala nu ar fi trebuit să înceapă, cel puțin fizic. Deoarece multe școli nu sunt pregătite pentru a duce o astfel de situație. Multe dintre cadrele didactice și-au dat demisia deoarece le este frică de noul virus, iar multe școli, după cum spuneau, sau licee, nu sunt pregătite deoarece nu au resursele necesare sau finanțele necesare pentru a îndeplini toate condițiile. De exemplu, în anumite școli poate nu sunt dezinfectante, unii n-au bani de măști sau anumite lucruri. Eu sunt de părere că școala se va închide într-o lună, cel puțin fizic, și va fi online, deoarece foarte mulți se vor îmbolnăvi, deoarece nu sunt puse la punct toate lucrurile în toate școlile, iar mulți au duce ca să ne știm că au dus virusul, iar bunicii sau părinții lor vor fi infectați cu COVID-19. Iar de aceea eu sunt de părere că într-o lună se va închide școala, deoarece, după cum am spus, liceele și școlile, multe dintre licee și școli nu sunt pregătite. Și din această cauză, mulți dintre părinți sau bunici, de obicei copiii sunt asimptomatici, dar ei pot duce virusul acasă neștiind cu cine s-au întâlnit la școală sau ce copil a venit la școală cu virusul, poate că nici el n-a avut simptome. Iar de aceea, cred eu, pentru unul se va închide școala. Așa că nu știu exact, dar eu cred că unde se va închide școala și vom face online, deoarece lucrurile nu sunt încă bine puse la punct, iar oamenii nu iau lucrurile acestea în serios. De exemplu, în Italia și Franța, școala a început pe 15 august, iar deja s-a închis, nici măcar o lună nu a trecut și s-a închis, deoarece foarte mulți au dus virusul acasă, neștiind că au virusul, iar familia lor s-a îmbolnăvit. De aceea au fost foarte multe noi cazuri de coronavirus, pentru că copiii respectiv n-au știut că au virusul și au dus acasă și nici părinții n-au știut decât după 6 zile și au dat seama că au virusul și au avut simptome. Deci trebuie să ne protejăm, să purtăm masca, să ținem distanța, la școală să ne jucăm anumite jocuri care implică atingerea sau cum ar fi fotbal, basket sau anumite sporturi, să ne dezinfectăm, să avem grijă, cum am spus, deoarece virusul încă există și este periculos pentru unii, pentru alții nu. Dar chiar dacă pentru noi copii, să spunem, nu este periculos, nu avem simptome, noi îl putem duce acasă, la părinții noștri sau la bunicii noștri, iar aceștia să aibă simptome și să îi agravăm, mai ales dacă, Doamne ferește, unii din bunicii noștri au diabet sau alte boli. Să le protejăm, să luăm exemplu de la țările vecine și da, este un risc care spun să luăm acest virus, deoarece unele școli chiar nu sunt pregătite deloc. Dar trebuie să ne protejăm și noi, este și datoria noastră să avem grijă de noi și să ne protejăm. Aceasta este opinia mea, dar haideți să vedem ce se va întâmpla într-o lună. Vă salut și ne vedem la un nou vlog, iar până atunci protejați-vă și fiți responsabili.